Neața lume, săptămâna aceasta o să băgăm săptămâna lui Sound 4 sau cei patru sunet. Pentru cine nu-i cunoaște, îs băieții lui Orochimaru care s-a dus după Sasuke-lu să-l aducă la Orochimaru. Primul clip o să începem cu Sound 4 așa pe ansamblu ce sunt ei și după aia în fiecare zi o să facem pe fiecare în parte. Taiyuya, Jirobo, Sakon și Ukon și Kidomaru, ăștia sunt cei patru. Că pe Kimimaru l-am făcut deja. Deci, înainte să continuăm, nu uita să bagi un like, să te abonezi cu clopoțelul pornit, să lași un comentariu șmecher și haide să-i dăm drumul la triabă. Sound 4 a fost o echipă din Otogakure care a servit ca gărzi de corp de elită ai lui Orochimaru. În ciuda numelui, din punct de vedere tehnic, există 5 membri, deoarece Sakon și Ukon ar lua două poziții. Deși le zicea Sound 5 când era și Kimimaru în ei, de fapt ar fi Sound 6. În anime, cei patru sunet a fost inițial prizonieri ai lui Orochimaru, forțat să lupte cu alți prizonieri până la moarte în bătălia regală. Supraviețuind meciurilor lor respective, ei s-au dovedit a fi cei mai puternici dintre prizonierii lui Orochimaru și ca atare au fost făcuți gărzi de corp. Cei patru sunet au fost forțați la un moment dat să-l accepte pe Kimimaro ca lider, care i-a învins cu ușurință pe toți în luptă și datorită abilităților sale, Chikotsumiaku a fost programat să fie următorul corp gazdă al lui Orochimaru. Sub Kimimaro, grupul lor era cunoscut sub numele de Sound 5. Foarte tare, îți pui toți prizonierii din închisoare să bată între ei și care rămân ei ca și gardă de corp. Pentru a scăpa de deteriorarea brațelor sale, Orochimaru avea nevoie de un nou corp, un rol pentru care îl alege pe Sasuke Uchiha. El îi trimite pe Sound 4 înapoi la Konoha pentru a-l recruta pe Sasuke, lucru pe care îl realizează demonstrând cât de mult mai puternici îi fac sigilele blestemate ale lui Orochimaru. Sasuke este de acord și la instrucțiunile lui Orochimaru, el este numit noul lider al celor patru sunet. Ba, dar nu sună rău nici patru sunet, decât Sound 4. Sună stupid, da? În același timp, Caterinca. Deci el a fost numit nou lider în timp ce el escortează înapoi la Otogakure. Odată suficient de departe de sat, cei patru sunet îi dau lui Sasuke o pastilă de trezire a minții pentru a-și maturiza cu forța sigilul blestemat și a începe să-l poarte în timp ce corpul lui suferă modificări. Ei întâlnesc plutonul misiunii speciale a lui Konoha pe parcurs și sunt forțați să-și folosească sigilele blestemate pentru a-i învinge. În timp ce se recuperează din lupta lor anterioară, Sound 4 sunt găsiți de echipa de recuperare a lui Sasuke. Din încercarea de a întârzia echipa de recuperare, cei patru sunet pierd treptat membrii. Bătălia în comentarii între Sound 4 și patru sunet. Mai întâi Jirobo se bate cu Choji Akimichi, apoi Kidomaru cu Neji Hyuga. Durează atât de mult încât Orochimaru are nevoie disperată de corpul lui Sasuke și îl obligă pe muribundul Kimimaro să meargă după Sound 4. El îi localizează la timp pentru a-l recupera pe Sasuke de la Naruto Uzumaki și amenință că îi va ucide personal pe Taiyuya, Sakon și Ukon dacă n-au de a face cu echipa de recuperare. Taiyuya și Sakon și Ukon aproape reușesc împotriva adversarilor lor și Kamaru Nara și Kiba Inuzuka, dar sunt opriți și uciși de frații Nisip, Temari și Kankaro. Kimimaro însuși cedează boli în timp ce se luptă cu al treilea frate, Gaara, dar misiunea lor este parțial reușită. Sasuke ajunge la Orochimaru, deși este prea târziu pentru el să fie un corp gazdă. Da, deja își luase pe altcineva. În anime, Sound 4 sunt reîncarnați 3 ani mai târziu de Kabuto Yakushi pentru a lupta pentru Akatsuki în timpul celui de-al 4-lea război mondial Shinobi. Kabuto le spune că îl ajută pe Orochimaru să le îndeplinească o dorință, permițându-le să se răzbune împotriva celor care i-au ucis. Cei patru sunet caută și angajează membrii echipei de recuperare cu care au luptat înainte de a muri. Deși nu pot concura cu echipele de recuperare, acum mai puternici, cei patru sunet reușesc să-i prindă pe toți cu formula tehnică spațiu-timp, Turnover Underworld, care promite să-i omoare pe toți. Shikamaru îi păcălește pe Sound 4 să le amplifice ura, atrăgându-l pe Naruto în locația lor și permițându-i să elibereze echipa de recuperare, să-i învingă pe Sound 4 și să le trimită sufletele înapoi în țara pură. Mai târziu, Kabuto asimilează mostrele din ADN-ul celor 5 sunet în corpul său, permițându-i să-și manifeste liber fiecare dintre ele, astfel încât să le poată folosi abilitățile. Iar acum abilități, tot la ei ca și grup, pentru da, știu și titlul o să fie ciudat pentru că e povestea lui Sound 4, care nu sună prea bine, dar ei pe toți ca un grup, că nu poți să zici nici povestea celor Sound 4, și ei Sound 4 în sine. Deci abilități. Cei patru sunet sunt printre cei mai puternici subalterni ai lui Orochimaru, ei sunt bine versați în diferite ninjutsu și fuinjutsu de barieră, deși cei pe care sunt văzuți folosindu-le necesită ca toți patru să participe. Fiecare are de asemenea propriul tip de convocare pe care îl apelează pentru formația de încercuire a patru fiare.
Rolul lor de gărzi de corp al lui Orochimaru îi face să fie prea încrezători în abilitățile lor, tinzând să-i facă să piardă timpul. Lui Jirobo este foame și rămâne în urmă să se hrănească, Kidomaru tinde să se joace cu adversarii săi dacă aceștia îl interesează, Sakon își poate pierde cu ușurință cumpătul și îi place să se arate folosind jutsu strălucitor, Taiyuya are o mentalitate de nu prea vrea să piardă. În ciuda temperamentelor lor diferite și a stilurilor diferite de luptă, echipa lor se echilibrează bine. Pentru a-i ajuta să-l protejeze, Orochimaru a dat fiecărui membru din cei 5 sunet un sigiliu blestemat care le sporește foarte mult abilitățile individuale. Shikamaru afirmă că priceperea fiecărui membru era la nivel de jonin. Foarte bun arcul în care membrii din Konoha s-au bătut fiecare în parte cu ăștia și a fost o luptă pe viață și pe moarte. O luptă foarte bună de când era Naruto micuț. Și acum misiuni pe unea partii pe ăștia. În timpul zdrobirii lui Konoha, Sound 4 au ridicat o barieră care a împiedicat pe oricine să se amestece în bătălia dintre Orochimaru și altelea Hokage, Hiruzen, Sarutobi. Deși Orochimaru a reușit să-l omoare pe Hiruzen, brațele lui au fost paralizate de necroză, oprind astfel zdrobirea lui Konoha. Cei patru sunet l-au scos pe Orochimaru din sat în siguranță. Mai târziu, Kabuto a remarcat că dacă Kimimaro nu s-ar fi îmbolnăvit și nu s-ar fi retras din Sound 4, această misiune ar fi mers mult mai ușor, ceva cu care Orochimaru a fost de acord. Eu-s curios cum ar fi arătat Orochimaru dacă-i lua corpul lui Kimimaro. Bine? Cu oasele alea. Să le fi scos Orochimaru. Oricum, se pricepea mai bine decât Kimimaro, Orochimaru. Escorta lui Sasuke. La ordinul lui Orochimaru, cei patru sunet l-au convins pe Sasuke să li se alăture după ce i-a arătat puterea și să le escorteze la Orochimaru, astfel încât să poată folosi reîncarnarea cadavrului viu pe Sasuke pentru a-l face noul său corp gazdă. Li s-a dat un timp limită de aproximativ 3 zile ca să finalizeze această misiune. Cu toate acestea, Sound 4 s-au angajat în curând într-o luptă obositoare cu Genma Shiranui și Raido Namiyashi. Curând după aceea, echipa de recuperare a lui Sasuke, a lui Konoha, i-a confruntat, forțând ambele echipe să se despartă una câte una pentru a-și îndeplini misiunea. Deși nu au reușit să-l aducă pe Sasuke în limita de timp pe care stăpânul lor îl poate folosi ca gazdă, Sound 4 a reușit să oprească forțele lui Konoha și aliaților lor să nu ajungă la el cu ajutorul puternicului, dar bolnavul Kimimaro. Cu prețul vieții tuturor membrilor, Sasuke a reușit să ajungă la Otogakure pentru a-și începe antrenamentul cu Orochimaru. Dar Otogakure nu era satul ăla inventat de Orochimaru. Iar a mai avut o misiune cu titlul Tragerea de timp. Kimimaro a fost adus înapoi ca unul dintre numeroșii soldați puternici care au participat la cel de-al patrulea război mondial Shinobi, iar în anime Kabuto i-a reîncarnat și pe ceilalți membri în scopuri duble. Cei patru, neștiind acest lucru, credeau că au fost aduși înapoi de Orochimaru ca o recompensă pentru loialitatea lor și să aibă încă o șansă ca să-și răzbune propriile morți asupra echipei care i-a învins. Deși au fost ușor învinși de Naruto și n-au reușit să se răzbune, au reușit să arate lui Kabuto rezultatele experimentelor și i-au oferit timpul necesar să facă îmbunătățiri. Kabuto asta făcea. Și-a îmbunătățit tehnica de reanimare destul de bine. Acum niște facts despre tipii ăștia. Simbolul de pe tunicile lui Sound 4 sunt Ying și Yang, deși culoarea Yang, adică negru, lipsește. Inul lipsă reprezintă dezechilibrul, împiedicând armonia în viață. Fiecare membru din cei patru sunet are o direcție cardinală asociată cu ei, o poziție pe care tind să o ia atunci când execută un jutsu de grup, Jirobo Sud, Kidomaru Est, Sakon Vest și Taiyuya Nord. Iar asta este povestea lui Sound 4, tot grupul per ansamblu, și mâine v-am zis, începem cu Taiyuya, Jirobo, Sakon și Ukon și Kidomaru. Cam atât cu povestea asta, sper că v-a plăcut, până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, like, share, subscribe și ne aud de mâine cu un nou clip.